Proiectul pentru impozitarea bacșișului a fost depus în Senat de către parlamentarul Eugen Teodorovici. După ce intră în dezbatere în Senat, for decizional este Camera Deputaților. Potrivit proiectului, bacșișul este definit ca orice sumă de bani oferită în mod voluntar de client, în plus față de contravaloarea bunurilor livrate sau a serviciilor prestate de către operatorii economici care desfășoară activități corespunzătoare restaurantelor, barurilor și altor servicii de servire a băuturilor. Bacșișul nu poate fi asimilat unei livrări de bunuri sau unei prestări de servicii conform proiectului. Bacșișul este definit în vederea evidențierii acestor sume pe bonul fiscal, instituirea obligației de evidențiere pe bonul fiscal a bacșișului încasat de la clienți în cazul serviciilor de restaurant, baruri și alte activități de servire a băuturilor, indiferent de modalitatea de plată a acestuia. Evidențierea bacșișului pe bonul fiscal nu este obligatorie pentru livrările la domiciliu. Actul interzice condiționarea, sub orice formă, a livrărilor de bunuri sau a prestărilor de servicii de acordare a bacșișului. Se instituie obligația operatorului economic de a înmâna clientului o notă de plată în prealabil emiterii bonului fiscal. Nota de plată va conține rubrici destinate alegerii de către client a nivelului bacșișului pe care acesta dorește să-l ofere. Nivelul bacșișului oferit de către client poate varia între 0% și 15%. Totodată, operatorul economic are obligația de a distribui sumele provenite din încasarea bacșișului integral salariaților, potrivit unui regulament intern și de a le înregistra în contabilitate. În situația în care plata contravalorii consumației se face prin ordin de plată și se emite factură, bacșișul se evidențiază distinct pe acesta. Se lasă la opțiunea operatorului economic posibilitatea marcării bacșișului pe același bon fiscal cu bunurile livrate, serviciile prestate sau pe un bon fiscal distinct, în funcție de situația de fapt, respectiv de momentul în care valoarea bacșișului este cunoscută de către emitentul bonului fiscal. Bacșișul se introduce în baza de date a aparatelor de marcat electronice fiscale sub formă de articol cu denumirea bacșiș. Pentru salariat, sumele provenite din bacșiș sunt calificate ca venituri din alte surse, fiind supuse impunerii prin reținere la sursă la moment acordării veniturilor de către plătitorii de venituri. Astfel, veniturile nu se cuprind în baza de calcul a contribuției de asigurări sociale.